De aceea spuneam, în acest sezon pare doar că Snagovul și Pandurii sunt echipele de bătut după retragerea celor de la Daco Getica. Se complică ceva, s-au complicat, dar se vor simplifica pe parcurs și calculele. Echipa s-a pierdut puncte și din cauza gazonului din stadionul din regie. Iată și singurul suporter al gorjenilor, imagini frumoase. Cel puțin la nivel de tribună, Liga a doua este campionatul care poate reprezintă mai bine. Să vedem șutul lui Clistei, 1-0, doar 7 minute. Al treilea meci consecutiv în care reușește să înscrie Cătălin Clistei. Dar iată, un atac în 5 în careul advers al rapidiștilor și iată, fază făcută, inițiată bine și de Băjan în dreapta. Cătălin Clistei are timp să se întoarcă. Drăghiceanu a intrat bine în meci, prelungește pentru SFR, apoi continuarea bună, Drăghiceanu, viteză bună a lui Drăghiceanu, Drăghiceanu, gol! Tocmai ce spuneam, că a intrat bine în meci, foarte bine în meci. Și la doar 10 minute de când a fost introdus, reușește al treilea gol din acest sezon. Fotbalist care a jucat doar 2 meciuri. Au repus repede cei de la Rapid și Clistei reușește golul al treilea. 28 de puncte, va urca temporar până pe locul 4. Faza lui Labo, Clistei îl scoate extrem de ușor din joc pe Robert Bratu. Mingea rămâne și cu ceva noroc în față, e adevărat, dar e greșeala lui Chiș, fundașul dreapta al Pandurilor. Drăghiceanu, centrarea lui Drăghiceanu la Bo! 4-0, parcă așa mai merge. Parcă așa. Rapid, Pandurii Târgu Jiu. Și pe antrenorul Rapidului, adevărat, o fază de echipă cu susținerea fundașului de bandă, Băjan, cu apariția din nou foarte bună a lui Drăghiceanu, minge în spate pe atacant care pune latul. În marginea careului și să vedem dacă va mai lăsa și acest contraatac central acestei confruntări. Sunt 5 contra 5, Drăghiceanu se complică și este fluier de final. Rapid câștigă cu 4-0 în fața Pandurilor și urcă pe poziția 4.